Slăvit să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm pe picioare. Vreau să deschidem cuvântul Domnului în cartea 1 Samuel, la capitolul 16. La așa amvon n-am predicat niciodată. Asta mobil. E și lat și mare. Pagina în Biblie 308, 1 Samuel, capitolul 16, începând cu versetul 17. 1 Samuel, capitolul 16, începând cu versetul 17. Saul a răspuns slujitorilor săi: găsiți-mi dar un om care să cânte bine și aduceți-l la mine. Unul din slujitori a luat cuvântul și a zis: iată, am văzut pe un fiu al lui Isai Betleemitul care știe să cânte. El este un om tare și voinic, un războinic, vorbește bine, este frumos la chip și Domnul este cu el. Saul a trimis niște oameni la Isai să-i spună: trimite-m pe fiul tău David care este cu oile. Isai a luat un măgar, l-a încărcat cu pâine, cu un burduf cu vin și cu un ied și a trimis lui Saul aceste lucruri prin fiul său David. David a ajuns la Saul și s-a înfățișat înaintea lui. I-a plăcut mult lui Saul și a fost pus să-i poarte armele. Saul a trimis vorbă lui Isai zicând: te rog să lași pe David în slujba mea, căci a căpătat trecere înaintea mea. Și când Duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David a lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și Duhul cel rău pleca de la el. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Și în dimineața aceasta doresc Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Sunt bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră în dimineața aceasta. Mă bucur să-l văd pe fratele Valentin. Recitam poeziile dumnealui, i-am spus de când eram mic, le învățam și acum am acasă carte, una din cărțile dumnealui de poezii și sunt onorat să fiu împreună cu dumneavoastră și să îl cunosc personal. Aș vrea în dimineața aceasta, pentru că suntem la o dimineață de cântare. Acum vă spun, fanfariștii mi-au făcut program. Eu nu sunt obișnuit la evanghelizări să-mi facă programul, știi? Toată lumea spune: frate, cât ai pe inimă, ăștia nu-s cu inima pentru predicator, ăștia-s cu inima pentru cântăreț. Și mi-au zis: frate, nu, 30 de minute, îmi ziceau 30, eu meream 50, nu înțelegeam exact 30 sau 50. Dimineața asta nu o să fiu tare lung pentru că vreau să mai cânte și ar vrea ca Domnul să-i însoțească. Știți, m-am uitat pe ecrane aici și am văzut aranjament. Ba, Rafa e obișnuit cu aranjamentele, dar aranjează și cântări. Am văzut aranjament de Remus Moroșan. Știți că în cer vom cânta, așa-i? Dar știți că pe ecranul cerului va apărea un nume care a aranjat o cântare. Un nume care vom cânta în cer, toți spunem că vom cânta, dar știți ce vom cânta? Sunt niște partituri acolo, niște cântări, nu? Fiecare ce cântare vrea. E cineva care aranjează o cântare. Știți că Biblia îi rezervă dreptul de a-i se cânta cântarea lui acolo în cer? Știți ce spune Apocalipsa 15:3? Zice că în cer vom cânta o cântare deosebită, compusă de un om deosebit care n-avea dar, să zici, Doamne, strălucea între ale cântării. Și totuși Dumnezeu îl binecuvintează și spune în cer, uite, voșea, nu, ăla e din textul care l-am citit. Apocalipsa 15:3 spune așa: ei cântau cântarea lui Moise. Nu, vă întreb pe dumneavoastră, v-ați dori să-l auziți pe Moise cântând? Chiar v-ați dori? Știți cum cânta Moise? Nu știu dacă ți-ai dori ca să-l fi avut pe Moise lider de închinare. Nu știu dacă mai puneai ceva la colectă dacă te conducea ăsta în cântare. Când l-a chemat Dumnezeu pe Moise, știți ce a zis Moise? Nu mă trimite pe mine. De ce? Că n-am o vorbire ușoară. Nu ți-ai dori un om care vorbește greu să cânte? Ați auzit vreodată pe unul care vorbește greu? Da, păi să-l auzi cum cântă. Era bâlbâie, da?
Exod, capitolul 15, zice că Moise a compus o cântare când a trecut Marea Roșie, zice cuvântul Domnului că Moise a compus o cântare. Și sora asta zice că completa acolo ce trebuia completat. Eu nu știu cum o fi cântat Moise cântarea aceea. Nu știu. Știți care e frumusețea lui Dumnezeu? Dumnezeu investește darul lui în oameni care nu au dar. În oameni care ei nu strălucesc de nația lor, de gena lor, de construcția lor. Ei nu strălucesc împedecați, bâlbâiți, cu anumite metehne din trecut, ăsta a fost criminal, da? Cu probleme. Da? Vorbeam și zilele acestea despre Iosif, să-ți dai nevasta după, să-ți dai fata ca nevastă după Iosif, să-ți dai fata ca nevastă după Moise, după ce au avut o crimă, nici nu l-au descoperit ăștia, era tot fugar, nu? Și uitați-vă frumusețea lui Dumnezeu, ia pe omul care e plin de praf, ia pe omul care nu strălucește, care nu a avut pe gena lui oameni erudiți, care nu a avut, că asta face Dumnezeu. Ia un om prăfuit, suflă pe el și îi dă strălucire. Asta e frumusețea lui Dumnezeu. În cer vom cânta cântarea mielului și cântarea lui Moise. Gândiți-vă ce frumusețe! În dimineața asta ne uităm și am citit pasajul acesta despre un cântăresc, pentru că suntem la o dimineață nu de predicator, nu vorbim omiletic, nu facem analiză ermeneutică, ci în dimineața asta o să căutăm un cântăreț. Acum au venit 57 de la Elim, de la noi, din Timișoara, cântăreț. Dar nu orice cântăreț poate cânta după cum vrea Dumnezeu. Știți că nu-i ușor să găsești un cântăreț? Din ăștia să-ți umple programul. E ușor. Găsești la tot pasul. Oameni care vor să se afirme, oameni care vor să, mai ales dacă se dă live, nu? Imediat, acolo găsești foarte mult. Dar Saul a venit și a zis, găsiți-mi un om. De ce? Că nu-l găsea. Frate, eu am o cântare, eu știu să cânt, eu cu mine, dacă mă chem pe mine, dacă chem grupul meu, o să vezi că o să ai o zi deosebită. Și Saul a zis, mă, nu găsim când. Eu vă întreb, credeți că n-avea Saul cântăreț? Nu erau cântăreți? Erau, domne. Dar au zis, la problema care o am eu, trebuie găsit un cântăreț. Știți ce cântăreț o căutat Saul? Zice cuvântul Domnului, versetul 17 așa. Saul a răspuns slujitorilor săi, găsiți-mi dar un om care să cânte cum? Bine. No, ăștia-s greu de găsit. Să cânte fain. Ăștia-s ușor. Uitați-vă, acum vin sărbătorile de iarnă, da? Pe YouTube ce scrie acolo? Cele mai faine cântări de Crăciun. Cele mai tensori, să însoară băiatul, să mărită fata, cele mai faine cântări de nuntă. Dar Saul nu a zis, găsiți-mi un om care să cânte fain, ci a zis, găsiți-mi un om care să cânte bine. Știți că să cânți bine îi diferi de a cânta fain, de a cânta frumos? N-ave din ăștia cu frumos, domne, are totul pus la punct. Nu, a zis, găsiți-mi un om care să cânte bine. Și în dimineața asta vreau să vedem cum arată și ce caracteristici are omul care cântă bine. Că ăștia care cântă fain, îi vedem. Ăștia au negative, au tot felul. O zis un frate la noi la adunare, a murit dumneluia cu un an și ceva, foarte simpatic. O zis, fraților, știți ce nu se va cânta în cer? Ce cântări nu se va cânta? Se vor cânta? Noi toți stăteam atenți să vedem. O zis, ălea cu negativul nu se cântă în cer. Că o zis că în cer nu este curent. Și aia care umblă cu negativul, aia o să, n-au unde să bage, n-au, așa că frații de la media, să știți, acolo să gată cu butoanele, acolo mai umbli la butoane, nu mai pornești tu microfonul când vrei și ni-l oprești când vrei, nu? Dimineața asta ne uităm cum arată un om care cântă bine. Omul care cântă bine, prima caracteristică, zice cuvântul Domnului, omul acesta a fost găsit. Unul din slujitori a luat cuvântul și a zis, iată, am văzut pe un fiu al lui Isai Betleemitul, care știe să cânte. No, până aici e bine. L-au găsit. Dar acum zice, cum arată omul care cântă bine? Zice, el este un om tare și voinic. Să știi ceva. Prima caracteristică, când ai investiția lui Dumnezeu în tine, tu nu te temi. Zice că David a fost omul care nu se temea. Știi când ai puterea să nu te temi? Când ai antrenament în spate. Când ai antrenament în spate, tu nu ai nicio teamă.
Când ai antrenamentul rugăciunii, când ai antrenamentul cântării, când ai antrenamentul trăirii cu Dumnezeu, tu nu te temi. Orice sportiv, ca să ajungă sus la cupă, să ajungă sus la premiu, în spate are ore, zeci de ore, sute de ore de antrenament. Spuneam nu de mult la cineva, știți când un sportiv ajunge falimentar? Știți când? Când își concediază antrenorul. Cât îi de bun? Când renunți la antrenor, când îi spune Simona Halep la antrenor, mulțumesc, eu uite-te unde sunt, eu sus, tu nu mai am nevoie de tine. Eu pot juca și fără antrenor. Știți că pierde premiu? De ce? Că și-o concediat antrenorul. De aceea Dumnezeu mai lasă pe lângă noi oameni care poate nu-s așa buni ca noi de dat cu paleta, dar ochii ăia buni în spate care îți spune dă-te mai încolo, ai grijă, nu vorbi așa, ai grijă, nu te comporti. Ăștia sunt antrenorii care îi lasă. Nu-i le închide gura. Când te trage de mânecă și îți spune, vezi că nu lovești bine, nu izbești bine, nu-i... Ăștia sunt antrenorii care i-a lăsat Dumnezeu lângă noi. David spune cuvântul Domnului că omul acesta avea antrenamentul în spate. Era om care se antrena. Cum dacă iei pe unul neantrenat, toți la start își mișcă mâinile, da? Toți promit mult la început. Dar zice cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu nu se uită la început, ci se uită la sfârșit. Pentru că cele mai multe poze din școală, știți când le avem? Și tabloul, și eu l-am acum acasă, deși fac 42 de ani, mulți înainte, mulțumesc, vă doresc și dumneavoastră. Am tabloul acasă din clasa întâia. Mulți încep clasa întâia, dar n-ajung toți la bac. Poza adevărată și aia importantă nu e aia din clasa întâia, ci poza de final. E poza de final. Degeaba cânti frumos în casa lui Dumnezeu și ești deosebit dacă n-ajungi să cânti cântarea aranjată de Moise în cer. Acolo e finalul, acolo e poza. Noi aici putem face strângeri, putem face festival de fanfare și e foarte bine. Dar vă spun, eu doresc un festival la care îmi doresc cu toată inima să ajung. Și ăsta e împărăția lui Dumnezeu. Eu cred că și dumneavoastră nu v-ați lăsat țara ca să veniți aici ca să vă schimbați dorința, ci avem aceeași dorință, să ajungem la marele festival, când vom cânta acolo cântarea Mielului și cântarea lui Moise, slăvit să fie numele Domnului. Zice Biblia că David a fost omul tare și voinic, era om tare și viteaz. El nu se temea. De ce? Pentru că tăria întotdeauna se capătă în singurătate. Tăria se capătă în singurătate. El normal că a putut să vină să se lupte și cu duhul necurat de păstă Saul, s-a putut lupta și cu Goliat. De ce? Că a avut antrenament în spate. Acum dacă pui pe un atlet, mă pui pe mine pe lângă un atlet, mi-au făcut și mie cămașa cei prima zi când o port așa, mi-au făcut mărime mai mare pentru mine, mi-au zis, eu nu am știut că port mărimea asta, până mi-au zis Rafa ce mări, eu mă gândeam că stăt slim, de el o zis, ți-am făcut din asta cu burtă, slim în față, așa, mai rotundă, nu? Acum, dacă mă pui pe mine să alerg lângă un atlet, eu nu voi putea face față, știți de ce? Că n-am antrenamentul în spate. David a zis, Domnul care mi-a dat biruință când nu m-a văzut nimeni, Domnul va da biruință și când mă vede lumea. Pentru că vă spun, cel mai mare război e ăla care trebuie să-l câștigăm când nu ne vede nimeni, când nu ne cunoaște nimeni, când e ușa închisă. Acolo e cel mai mare război. Și David, de ce Domnul i-a dat biruință în fața lui Goliat? De ce Domnul i-a dat biruință în fața oamenilor? Pentru că a știut să câștige războaiele. Când ăsta stăteau pe Facebook, când ăsta stăteau pe Instagram, el știa să se antreneze, știa să câștige războiul. Prima caracteristică a omului care cântă bine este tare și voinic. În al doilea rând, spune cuvântul Domnului, omul acesta este un războinic. Omul acesta, zice, este un războinic. Cel mai mare război care-i dedus, nu-i ucrainiano-rus, nu. Cel mai mare război, războiul dedus cu noi înșine. Cel mai mare leu de biruit, îi leu fără el. Știți cum e leu fără el? Cum e? Eu, ăsta e cel mai mare leu. Ăsta ne înghite din interior. Băieții mai zâmbesc, ei țin bine tare minte predicile mele. Le-am zis că cei mai răi lei nu se ia din groapă,
ci să ia de sus de pe margine. Așa e? V-a plăcut asta, că iară mi-o amintiți, mi-o mai amintit-o pe autocar. Eu mă bucur că țin minte. Daniel nu a avut probleme cu leii din groapă, ci a avut probleme cu leii ăia de afară, cu ăia care l-au împins în groapă, nu? Zice de David că omul acesta era un războinic, ducea luptele cu el însuși, ducea luptele de zdrobire. Păi zice cuvântul Domnului, zice că tatăsul l-a chemat și i-a zis așa, a luat un măgar, versetul 20, l-a încărcat cu pâine, cu un burduf, cu vin și cu un ied. Și a trimis lui Saul aceste lucruri prin fiul său, David. Păi ce a zis David? Bă, tată, bă, tu știi cine ți eu, mă? Păi eu am gătat filarmonica. Păi tu mă pui pe mine cu mâinile de trompetist, păi eu să car burduful. Păi eu, tu nu știi la ce nivel sunt. Așa a zis David. Nu. El era zdrobit. Știți pe cine folosește Dumnezeu? Dumnezeu întotdeauna va folosi oamenii care știu să se zdrobească înaintea lui Dumnezeu. Oamenii aceia care spune, omul acela care spune, bine tată, mă duc să fac, am studiu, mie... nu, o zis, dă-mi saci, dă-mi burduful, că le iau în spate, mie nu mi-e greu, că nu toată ziua suntem la amvon, nu toată ziua. Știți ce ar trebui noi să facem în vremea aceasta? Acum, eu am două ceasuri, unul pe telefon, ceasul de pe telefon știi ce oră indică? Indică ora de aici, că ăsta se reglează automat, nu trebuie să-l reglăm. Dar am ceasul ăsta de pe mână, ăsta mi-arată că e 18:45, 7 fără un sfert seara. Știți ce ceas e ăsta? Nu-i de România. E ceasul de acasă. Eu întotdeauna trebuie să știu cât e ceasul acasă. Nu în România, acasă, la mine acasă. Ca să știu când sunt pe nevastă, când vorbesc cu ea. Mulți au reglat ceasul tare bine afară. Vorbesc frumos afară, respect afară. Îi văzut tare bine de toată biserica. Dau tare de reglat ceasul acasă. Acolo n-are nici cuvânt frumos, n-are nici cuvinte de răsfăț, n-are nici cuvinte de alint, n-are, nu, nu mai zic, că văd că unii deja dați din cap, nu? Sau surorile dau din cap, nu? Ce folos că ai reglat ceasul afară și toată lumea te aplaudă, niciodată nu vei avea biruință. Dacă trântești ușa la tata acasă, la maică ta și spui, pui pe afiș pe ușă, nu intrați, stop, aici e camera mea. Le-am zis la copiii mei, le-am zis, băi, casa asta nu e a voastră, e a mea și a lui mamă ta. Să nu văd vreodată pe ușă, stop, nu intra. Că zic, scot ușa din balamale și vă pun ca în România când eram copii, eram amărâți, eram săraci, mulți. Mă, aveai, care n-avea ușă, avea o perdea acolo, nu? Zic, dacă văd pe ușă că mie îmi scrie să nu intri, că e camera voastră, perdea vă pun. Până acum numai nu ori scris, sper să nu, nu? Ce folos că vorbești frumos la casa lui Dumnezeu, dacă nu vorbești frumos acasă. Când a zis tatăsul David, uite aici, ia, bagă și tu cârca, că nu mor, lasă acum spectacolul, lasă, n-ai concert săptămâna asta, pune mâna și aspiră și tu. Eu am mâini de domnișoară, eu trebuie să merg la gym. Nu să pun mâna pe saci. Uite că l-a ajutat să facă gym pe David, da? Eu zic, ia saci în spate, ia burduful, te mir că i-a dat Dumnezeu biruință lui David. De ce? Că știu să regleze ceasul acasă. A fost biruitor afară pentru că a fost biruitor acasă. Să ne ajute Domnul să reglăm ceasul acasă. Dacă ai anumite secunde, minute care nu-s reglate cum trebuie, du-te acasă în dimineața aceasta, la amiază, du-te și reglează ceasul, spune un iartă-mă, spune un mulțumesc frumos când te ridici de la masă, adu o floare cât trăiește, nu-i duc când moare, nu-i mai trebuie, 60 de trandafiri că a murit la 60 de ani, n-are nicio valoare. Ai, ia $5 și du-te cumpără un trandafir și asta reglează ceasul acasă, reglează ceasul acasă. 2. David, omul acesta a fost tare și voinic, 2. A fost războinic, 3. Spune cuvântul Domnului că omul acesta, oamenii ori constatat, o zis așa, omul acesta este războinic și vorbește bine. Dar sunt oameni care vorbesc numai bine, dar nu vorbesc de bine. Ați auzit cum e asta? Ei vorbesc bine, predicatori excelenți, cântăreți excelenți, dar când e vorba să vorbească în particular, ăștia n-au un cuvânt de bine. Cine o predicat? Ăla, tot el, abia să... Nu? Ăștia la orice bagă de vină, la orice găsesc un moment de bârfă.
Și te miri. Doamne, dar pe mine de ce nu mă folosești? Păi uite-te, tu nu mă vorbești bine. Dar de bine nu vorbești. Știți că Domnul a trecut și pe David la testul acesta? Eu zic, ia du-te la examen. Că noi zicem David, dar David a trecut examene, frații mei. Ăsta au avut de trecut teste înaintea lui Dumnezeu. Zice cuvântul Domnului, capitolul 17 cu versetul 28. Eliab, fratele lui cel mare, care l-auzise vorbind cu oamenii aceștia, s-a prins de mânie. O mers să-l testeze, o mers să-l împungă, o mers să-l pună la test. S-a prins de mânie împotriva lui David și a zis, pentru ce te-ai coborât tu și cui ai lăsat acele puțini oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii, te-ai coborât ca să vezi lupta. Și uitați-vă ce atitudine are David. Zice cuvântul Domnului, David a răspuns, ce am făcut oare? Nu pot să vorbesc astfel. Și zice, și s-a întors de la el ca să vorbească cu altul. Nu a zis, lasă-mă, știu eu ce ai făcut, știu eu unde ai umblat azi noapte, lasă, vrei să-ți arăt pozele, le arăt la biserică, pe unde umbli? Și-o pus mintea cu el? Nu. Vreau să vă rog ceva, frații mei, nu-ți mânca energia cu lucruri care te sleiesc de putere. Că ai de luptat cu Goliat. Toți avem de luptat cu Goliat. Toți avem de luptat în lumea aceasta cu împotriva căpeteneilor, domniilor, răutății care sunt în locurile cerești. Toți avem luptele acestea. Nu-ți mânca energia cu bârfă. Nu-ți mânca energia, ai copii, ai familie. Și ce semeni? Spune Biblia că aia seceri. Zici, Doamne, dar eu am venit la adunare. Da, Dumnezeu cântărește și ce scos pe gură, când nu te vede nimeni. Nu s-o duce să ia pe alții să spună, hai să-ți spun de ăsta, știi ce-o făcut? Știi cum e ăsta? Știi cum? Nu vedeți? Vin oamenii și ne cântăresc, doar oameni ca Eliab. În România avem, nu știu dacă aveți prin America. Aveți? Dar vă putem trimite din România. Avem, le plătim noi biletul, dar nu m-a dus. Să vină la dumneavoastră, să rămână aici. Din ăștia care își dau cu părerea, îl știu, ăsta e mândru. Dar cum l-ai cântărit, mă, pe ăsta? Ai cântarul? Știu, eu îți cunosc eu răutatea inimii. Știi când o zis Eliab că-i cunoaște răutatea inimii? După ce o mânca brânza. Că doar tatăsul i-o trimis și lor ceva. Nu mere, duci numai la... Și ai copilul acolo. Îi zice, asta du la copil. Bă, mânci brânza bine. Mulțumești că Domnul te-o binecuvântat prin fratele, da? Și după aia spui, dar îl cunosc, ăsta-i mândru, ăsta vrea să intre în comitet, de aia să dă pe la mine, de aia au venit, de aia m-au ajutat, că ăsta vrea să candideze, ăsta, nu? Ai mâncat brânza? Domne, flămând, nu vorbești de rău când ești în necaz, ești acolo în cuptor. Dar când ai mâncat brânza, ești sătul, nu mai ții foame, nu mai ții poftă, atunci știi ce începe? Să vorbești de unul, să-ți dai cu părerea de altul. Nu, să înțepi pe unul și pe altul. Dar uitați-vă că David l-a avut numai ca frate pe Eliab, dar nu l-a avut ca instructor. Ați înțeles? Deci el n-a fost, David n-a fost ucenicul lui Eliab. Să spună, bă, ăsta o făcut, învățat de la frate, sunt mai mare. Asta au făcut tot neamul lor. Nu, zice că el o știu să se delimiteze, pentru că o înțeles războiul care l-avea de dus. Ar vrea în dimineața aceasta să înțelegem că noi avem un război de dus, un război spiritual. Și în războiul ăsta spiritual noi trebuie să fim angrenați, să fim focusați pe lupta aceasta spirituală și să ne ajute Domnul să vorbim bine, dar să vorbim și de bine. Amin. Trebuia să ziceți toți amin. De fapt, numai aia care se angajează, spun. Aia care nu se angajează, care mai au încă de bârfit, aia nu se angajează. Știți cum era Eliab? Acum vă dau ceva așa legat de fanfară. Eliab, ca să înțelegeți omul care bârfește, vorbește bine, dar și bârfește. Vorbește bine, dar și înțapă. Îi ca... Dar n-avem aici în fanfară așa ceva. E ca ăla care prinde si natural în loc de si bemol, știi? Adică se aude, bă, ceva, dar nu-i se stă bine, nu, scârție la ureche. Știi ce înseamnă când îi fa major, are si bemol la cheie, tu să prinzi si natural? E scârție, nu, domne, dar înțelege că nu așa. Lasă că merge. Nu, așa nu merge, că nu sună bine. Mai e ceva. Zice cuvântul Domnului al patrulea lucru, că omul care cântă bine este frumos la chip. Dar știți că frumusețea la chip o dă Dumnezeu? Știți că uriașul acesta, Goliat, l-a văzut pe David mai frumos de cum îl vedea fratele său? Zice că fratele său l-a văzut mândru, Goliat,
Știți cum l-a văzut? A zis, tu ești un copil, mă. Tu ești un copil, dar tu vii să te lupți cu mine. Nu-i ciudat că te vede mai bine ăla de afară decât ăla dinăuntru? Nu-i ciudat că te vorbește mai bine ăla nepocăit decât ăla pocăit? De ce? Dar noi vrem toți să cântăm bine. Vrem la cântarea noastră, la predica noastră, să se coboare slava lui Dumnezeu. Vrem să... Nu, nu. Când umbli cu Dumnezeu, tu ești strălucirea lui Dumnezeu. Vorbeam de Moise, da? Ce că într-o zi o coborâ de pe munte, știți cum era fața lui? S-o da cu fond de ten. Acum, surorile, doamnele, am mers și eu în mall cu soția și am trecut pe lângă un magazin din ăsta de cosmetici. Eu nu mă pricep, nu mă dau cu creme, nu am, că umblu cu tinerii și atunci n-ai nevoie de creme dacă lucrezi cu tinerii. Ăștia te țin tânăr, n-ai nicio treabă. Dar am văzut acolo în magazin fond de ten. Când am văzut, știți ce am observat? Deși nu mă pricep. Tăti au culoarea, știți ce culoare are fondul de ten? Culoarea pământului. Culoarea pământului. Noi tot în jos mergem, noi toți avem culoarea pământului. Dar e ceva, când umbli cu Dumnezeu, tu iei culoarea cerului. Zice că Moise o coborât de pe munte, nu s-o da, nu, ci el avea deja culoarea cerului. Zice, când o coborâ, nu se putea uita la el. Nu se putea uita la el. Nu cum îi la câte o nuntă, nu te poți uita nici la mireasă, nici la... Dar nu de strălucire, ci de altceva, nu? Ți-i rușine. Zice că omul care umblă cu Dumnezeu ia strălucirea cerului. Știi când strălucești cel mai bine? Știi când? Când nu-ți dai seama că strălucești. N-ai voie să-ți dai seama că strălucești. Tu trebuie să umbli cu Dumnezeu și cei din jur să vadă. Oamenii ori zis, nu, trebuie să făcut ceva, că tu strălucești. Dar tu nu, Moise nu și-o dat seama, nu și-o dat. Pentru că asta face umblare cu Dumnezeu. Degeaba ai bani, degeaba ești din familie bună, dacă e caracter urât, dacă te comporți urât, dacă nu știi să respecti, dacă nu ești un om care să umbli cu Dumnezeu. Și ultimul lucru cu care vreau să închei, eu zic că n-am predicat mult, dar tot m-am dus. Ultimul lucru, știți ce spune de David? Că după ce au avut astea patru caracteristici, a venit Dumnezeu și a pus, cum zice românul, cireașa de pe tort. Și-o zici oamenii din jurul lui, omul acesta care cântă bine, zice, mai are o caracteristică. Domnul este cu el. Când Domnul e cu tine, toate lucrurile se pun în ordine după voia lui Dumnezeu, nu după planul tău. Zice că Domnul era cu el. Nu știți ce-mi doresc? Să cântăm cântări în așa fel încât să se vadă că Domnul e cu noi. Când a lăsat Moise pe Iosua în urma lui, a venit poporul, Moise deja era îngropat de Dumnezeu, a venit poporul și a zis, tu vrei să ne conduci? Și a zis, da, eu am rămas în locul lui Moise. A zis, nu ne conduci așa. Tu trebuie să ne faci o demonstrație. Ca să te urmăm pe tine, tu trebuie să ne faci aceeași demonstrație care a făcut-o Moise. Și venim după tine. Nu așa că tu știi să predici. Nu, predicatori avem. Nouă ne trebuie, o zis către Iosua, nouă ne trebuie să vedem că Domnul este cu tine, cum a fost cu Moise. Și dacă tu ne demonstrezi că Dumnezeu te însoțește, noi venim după tine. Când demonstrezi că Domnul te însoțește, se va vedea la cântarea de laudă. Se va vedea la mesaj, că mesajul vine din partea lui Dumnezeu. Pavel și Sila, e o altă enigmă de cântare, cântau cu picioarele în butuci, în temnița din Filip. Și zice că pe la miezul nopții. Nu știu ce aranjament de cântare au avut. Nu știu dacă scria Rafael Olaru acolo la cântare. Dar zice că ăștia cântau o cântare acolo în temniță. Bătuți, nemâncați, nu le-o da nimeni pizza la final. Ci erau bătuți. Știi că după bătaie normal dormi cel mai bine? Când eram copil în România și primeai o porție seara, dacă erai rău, știi cum adormeai? Lemn. Fără să mai spui nimic. Ăștia după ce au fost bătuți, ăștia n-au dormit. Știi ce au făcut? Au început să cânte. Pentru că Domnul îi însoțea. Și ce au făcut afară, au făcut și înăuntru. Și au zis că pe la miezul nopții, Dumnezeu le-a dat trecere în pușcărie. Niciun pușcăriaș nu a îndrăznit să spună, auzi bă pocăitule, termină bă cu cântările voastre, bă. Termină că eu vreau să mă uit la film. Niciunul. Zice că Dumnezeu le-a dat trecere lui Pavel și lui Sila. Le-a dat trecere. Cum le-a dat trecere afară, le-a dat trecere și înăuntru. Și pe la miezul nopții, pentru că Dumnezeu îi însoțea, cântau cântări de laudă lui Dumnezeu și se rugau și cei închiși îi ascultau. Zice că Dumnezeu, pentru că îi însoțea la cântare, Dumnezeu nu a mai stat sus la cântarea de laudă, ci Dumnezeu a coborât acolo în temniță. Zice că s-o cătremura locul, s-au desfăcut legăturile și toți au fost liberi să plece.
Ce trebuie să facă cântarea de laudă? Trebuie să desfacă legătura. Dacă s-a desfăcut legătura la nivelul ochilor și tu poți plânge, să știi că Domnul a fost prezent la cântare. Dacă s-a desfăcut legătura la nivelul inimii și tu te poți bucura, înseamnă că Domnul a fost prezent. La unul desface legătura, la altul deschide ușa. Pavel și Sila aveau nevoie să se deschidă ușa, să iasă afară. Domnul a deschis ușa, pentru că Dumnezeu este Cel ce însoțește lucrarea Lui, slăvit să fie numele Domnului. Știți ce-mi doresc? În locul acesta să fie oameni ca și David, în generația noastră actuală, să mai ridice Domnul oameni ca și David, care să umble cu Dumnezeu și cânta, la cântarea de laudă să se întâmple ceea ce s-a întâmplat cu Saul. Zice că a fost ușurat. Să vii împovărat la casa lui Dumnezeu nu e o problemă. E o problemă dacă pleci tot împovărat. Dacă vii apăsat, e foarte bine. Dar trebuie să pleci din locul acesta liber. Și aș vrea Domnul să dea eliberare în dimineața aceasta. Dacă e cineva cu inima rănită, să-i vindece Domnul inima în dimineața asta. Și să facă Domnul cu adevărat, la finalul alergării, să putem cânta cântarea Mielului și al lui Moise. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.